Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Gopy Channel. Împreună vom prepara niște jumări. Eu am aici aproximativ 2 kg de slănină pentru jumări. Le vom tăia în bucăți cât de cât egale. Acum ele pot să fie mai mari sau mai mici în funcție de preferințe, după care le vom pune la fript. Eu le-am pus într-o oală de inox cu fund dublu, după care vom adăuga 200 ml de apă pentru ca ele să nu se prindă de fund și vom amesteca constant. Am pus capacul la oală și am lăsat așa aproximativ 10 minute. Bineînțeles, am amestecat din când în când. Amestecăm din nou. Iată cum arată jumările noastre. Am lăsat focul mediu de la început până la sfârșit. Vom pune o linguriță de sare. Așa arată preparatul nostru după o jumătate de oră. Vom mai lăsa încă 20-30 de minute. Vom separa jumările de unsorică. După o oră de fierbere, așa se prezintă oala noastră. Cine dorește ca jumările să fie mai bine fripte, lasă puțin mai mult, cine nu le scoate mai devreme.